Săptămâna trecută, mai mulți consilieri locali ai municipiului Deva au vizitat o piață Angro din județul Cluj. Asta deoarece, în urmă cu ceva timp, în cadrul unor ședințe organizate la primăria municipiului Deva, s-a discutat despre construirea unei astfel de piețe și în orașul de la poalele cetății. Centrul Agro Transilvania, vizitat de aleșii locali, este cel mai mare din această parte a țării și se întinde pe o suprafață de 7 hectare. Aici există o hală de marketing în care pot fi depozitate clasic și la frig diverse produse alimentare, depozite în aer liber, platforme betonate pentru expunere și depozitare în aer liber și spații de închiriat pentru depozitare și comercializare sub copertine. De asemenea, Centrul Agro Transilvania pune la dispoziția producătorilor și comercianților servicii de refrigerare rapidă, răcire cu fulgi de gheață, etc. Piața de Angro, așa cum este piața de Angro a Clujului, este foarte benefică pentru orice comunitate, indiferent din ce zona țării. Și este în măsură să regleze prețurile pieței și să ofere produse de calitate și în mod aproape permanent populației. Și deschiderea unei piețe de genul acesta în zona Deva, Hunedoara, Simeria, părerea mea că este o idee foarte bună. Reprezentanții primăriei Deva s-au declarat mulțumiți de piața pe care au văzut-o în Cluj și de informațiile primite. A fost o experiență interesantă. Cred că domnii consilieri locali au văzut că ar trebui să realizăm și noi ceva de genul acesta în Deva, pentru că este un comerț civilizat care în primul rând ar ajuta foarte mult producătorii zonali și în al doilea rând ar ajuta foarte mult și populația Devei, pentru că ar putea să găsească produse de calitate la niște prețuri mult mai accesibile și mai corecte. Vizita la piața din Cluj a avut loc după ce, în urmă cu ceva timp, primarul Devei a declarat că dorește să construiască pe o suprafață de aproximativ 8 hectare de teren o piață Angro cu camere frigorifice unde comercianții și producătorii să își poată depozita produsele în condiții optime.